Cine și aduce aminte de Hercules? Nu a atins să cred că s-au întâmplat. The Exorcist, care a fost... Uitați ce am eu aici. Ia uitați. Ia uitați ce splendoare am eu aici. Și o cafea și o splendoare de copil cu care m-am întâlnit acum, care a venit să ia un pic de soare ca mamii lui, pentru că și el este un friguros și suntem frumoși. Bine, pravda? Atâta s-a putut pe ziua de astăzi. Să fim plini de praf. Iată, băiatul meu frumos este. Tot băiatul meu frumos este. Mai vin doi mustăcioși. O hepiclică. Dacă mă mișc să vă arăt și pe ea, se supără și se fuge. Și este și Mâța. A venit și Mâța. Salutare! Bună ziua! Bonjour! Sau bună seara, sau bună dimineața, nu știu în ce moment al existenței voastre veți vedea acest vlog. Dar m-am gândit că astăzi, având eu o zi nu prea tocmai grozavă, în sensul că nu mă simt tocmai pe bine și fiind foarte productivă, să fac ceva productiv și anume să deschid un nou reading vlog. Pentru că am văzut că ultimul v-a plăcut, îmi pare rău de mașini, dar am zis să ținem așa o atmosferă mai plăcută, să ies și eu la soare, pentru că în casă mi se pare că e rece, oricât, nu știu, în perioada asta e tare ciudată vreme, adică e rece în casă și cald afară, și am zis să ies la soare, să mai luăm și noi puțină vitamina D împreună cu Zimini, Sic Udi, care e undeva prin spatele meu, dacă o vedeți, așa, și să deschidem un nou reading vlog. Pentru că v-a plăcut ultimul, pentru că nu am eu o stare tocmai grozavă de făcut altceva și nu mai bine mă apuc să citesc. Și dacă mă apuc să citesc, de ce nu v-aș povesti și vouă, nu? Și dacă vă povestesc, poate povesti și voi cu mine. Și nu o să mai facem ca data trecută când o să am un TBR din avans făcut, pentru că luna asta, în luna noiembrie, mi-am propus de altfel să... îmi închei socotelile cu multe cărți pe care mi le-am lăsat neterminate. Dacă ați văzut clipul cu rep-up-ul lunii, dați să mă spun cumva, să mă vedeți. Așa. Știu că e foarte luminos, îmi pare rău, dar atâta se poate. În rep-up-ul lunii octombrie v-am zis că am multe cărți neterminate și în ideea asta voi încerca luna asta să termin cât mai multe cărți, dar să-mi citesc și cărțile de la Book Club și să văd cum, în funcție și de ce stare am, pentru că eu v-am spus că sunt un mood reader și că nu prea mă pot baza pe foarte multe decizii pe care le iau de moment. Adică acum am chef de o carte, în peste 10 minute s-ar putea să nu mai am chef de ea și tot așa. De aia și multe cărți neterminate, vreo 5-6 pe care le-am menționat în clipul cu rep-up-ul. Dragul.
reînceput să ascult The Exorcist și am făcut greșeală, da? Sau mă rog, am făcut greșeală, nu a fost neapărat o greșeală, a fost o întâmplare, să caut coperta cărții pentru a o pune în clip, ca să știți despre ce este vorba, în clipul cu Repapu, că am vorbit despre ea acolo, și am văzut o poză din film. Mă rog, mai multe poze din film. Și cred că m-am prins despre ce e vorba, deci, pentru că nu prea știam nimic despre cartea asta. Nici nu știu dacă pot să spun că m-a intrigat sau mi-a dat așa un pic de heebie-jeebies. Ideea este că, da, așa, am reînceput să ascult, am ascultat vreo jumătate de oră din audiobook, are vreo 10 ore. Începe ușor-ușor să se contureze cam despre ce ar fi vorba. O să vă mai țin la curent cu ea, dar tocmai mi-a ajuns coletul și vreau să vă arăt că vreau să mă apuc de asta, care este cartea contemporană a lunii noiembrie și anume Suad, Arsă de vie. Este o carte pe care mi-a recomandat una dintre voi, cred că Adina, dacă nu mă înșel, și sunt foarte curioasă despre această carte, să aflu să o citesc, pentru că da, dau seama despre ce este vorba așa mare, este vorba despre femeile în lumea islamică și, mă rog, prin ce trec în general femeile în lumea islamică și așa mai departe. Acum să vedem cum o să se contureze cartea asta. O să trecem de la tot război și holocaust și evrei, o să trecem la lumea islamică, ceea ce totuși e o schimbare de scenariu bună din punctul meu de vedere. Bun. Am o cafea cu mine aici, o să încerc să mă bag undeva mai la umbră, că nu pot să citesc la soare, că e prea puternic lumina care se reflectă de pe pagină. Cam asta este intro-ul meu pentru acest clip momentan, iar acești doi mustăcioși negri nu sunt foarte hotărâți dacă să se ia la tăvălit, să se jumule unul pe celălalt, să se joace sau să se iubescă. Este un mister constant, este o enigmă constantă în existența lor. Da, așa se întâmplă constant în existența lor. Deci, rămâne de văzut. Stați așa că avem probleme și cu gelozia. Da, sunt cu Udice, care tocmai a venit de afară și care vrea să fie iubită în momentul de față și eu vreau să vă dau un update, pentru că astăzi este miercuri și cumva trebuie așa continuăm reading vlogul ăsta. Am terminat The Exorcist, care a fost băi, când m-am apucat de cartea asta, adică să ascult The Exorcist, nu m-am gândit că este, de fapt, unul dintre cele mai tari romane horror clasice din cât există, că se pare că așa este și chiar nu m-a dezamăgit. Este un roman în sine foarte grafic și foarte plin de multe scene din astea, nu neapărat violente, cât care duc așa cu gândul către sodomii și către, care te duce cu gândul către niște ritualuri din astea satanice, nu tocmai ok, și sunt foarte grafice imaginile, deci mare atenție. O să vă zic la final de clip despre ce e vorba când facem o evaluare a acestui clip, așa, la evaluarea tuturor cărților citite, dar da, mi-a plăcut și am văzut și documentarul și am înțeles că s-a făcut și un film horror după el și
În continuare, este considerat ca fiind unul dintre cele mai bune filme horror din lume și cele mai scary filme horror din lume după cartea asta, după romanul ăsta The Exorcist. Este creepy, este într-un fel creepy și trebuie să vă înarmați cu o doză serioasă, adică dacă nu sunteți amatori de creepy și de romane horror, nu vi-l recomand, adică chiar nu vi-l recomand. Eu nu mă sperii ușor și nu m-a speriat romanul în sine, adică cartea în sine nu m-a speriat, mai ales format audio nu m-a speriat, dar îmi dau seama că pentru unii oameni poate fi too much. Dar mi-a plăcut. Adică e cam ce mă aștept eu de la un roman horror să fie. Cam asta aștept eu de la un roman horror și mi-a îndeplinit cam toate căsuțele, așa, bifat cam toate căsuțele și dacă ar fi să mai citesc romane horror, am cu ce să compar. Gata? Ne-am plictisit? M-a lăsat. Bun, deci am terminat cu The Exorcist, impresionată plăcut de un roman horror care în mod normal n-ar trebui să fie, nu știu, ceva plăcut, fiind horror, dar da, impresionată plăcut. Astăzi am mai citit, am ajuns aproape de jumătate la Arsa de Vie, Suad Arsa de Vie. Și este o carte tot așa plină de încărcătură emoțională și este o carte care în sine dezbate povestea unei femei sau o femeie își povestește amintirile din perioada în care trăia în Cisjordania. Povestește cum a trăit acolo, cum a crescut în satul ăla din Cisjordania și care au fost experiențele ei ca tânără în Cisjordania și cam cum sunt văzute femeile. Acum, eu m-am uitat și pe Goodreads și multă lume spune că povestea în sine n-ar fi adevărată și că ar fi doar o mică parte din povestea asta ar fi reală și că autoarea, acea franțuzoică care a scris cartea în sine, a vrut să amplifice cumva suferința acestei femei și a vrut ca să vândă, să facă o poveste mult mai tragică decât a fost. N-am ajuns chiar la partea tragică, să spunem, a poveștii. În momentul de față am trecut doar prin prima treime în care Suad își amintește copilăria ei și cum era în copilăria ei în acel sat și cum erau femeile văzute și violențele la care erau supuse și cât de maltratate erau. Și da, eu am prieteni care au trăit în lumea arabă, unii chiar prin zona respectivă, și am prieteni care au trăit bine în familii de arabi, care au trăit foarte ok și n-au avut asemenea, mă refer la femei, și n-au avut asemenea probleme, dar am și cunoștințe care au trăit în familii de arabi, nu neapărat în Cisjordania, dar și în alte părți, unde au trăit mai rău decât Suad. Adică de unde au scăpat ca prin urechile acului, adică abia au scăpat cu viața de acolo. Deci lucrurile sunt împărțite. Eu știu că e o carte în sine făcută pentru a fi profund emoțională și pentru a te atinge și poate există și un fel de propagandă împotriva arabilor sau a musulmanilor, dacă vreți. Dar în egală măsură știu că adevărul e undeva la mijloc. Adică sunt conștientă că adevărul este undeva la mijloc și că în lumea arabă, hai să fim și serioși chiar și acum, femeile sunt privite ca fiind un obiect și femeile sunt proprietatea cuiva, da? În cele mai multe din țările arabe. Nu în toate, desigur, există multe țări arabe care s-au dezvoltat, care au sau civilizat, ca să spunem așa, s-au deschis către lumea asta occidentală și au preluat din cutumele, obiceiurile occidentale și s-au mai deschis, nu mai sunt atât de închistate, dar în egală măsură știu că mai sunt și astfel de țări în care lucrurile sunt grave din ceea ce le privește pe femei și hai să fim serioși, hai să ne uităm la Iran, la ce se întâmplă în Iran fix în momentul de față, da? Și cum o femeie a fost
omorâtă cu pietre și de unde au plecat toate protestele astea, pentru că nu purta burga corect. Și da, e o discuție foarte amplă și n-aș vrea să intru neapărat în discuția asta culturală și în polemica asta care există de altfel, pe ideea că nu e adevărat cartea asta minte, că nu e chiar atât de rău în lumea arabă sau alții care spun că ba da, e chiar mai rău de atât. Cert este că Suad povestește cam cât de grea era viața ei, cum era bătută de tatăl ei, cum era folosită la muncile câmpului și la a face totul prin curte și prin casă. Chiar la un moment dat tatăl ei spunea că ea nu valorează nimic, că un animal, adică o oaie, o vacă, este mai prețioasă decât ea pentru că aduce lapte, poți vinde miei după urma lor și poți face bani, pe când ea ce face? Fără a te gândi, vorbesc din perspectiva lui, fără a te gândi că această nimic, cum era considerată Suad, muncește. Asta face. Dacă nu ar fi ea, nu ar trăi animalele alea, știți? Este foarte simplu să pui problema din perspectiva noastră a europenilor și a occidentalilor într-o lume și o cultură total diferită. Adică, recomandarea mea, eu v-am zis că nu știu dacă parcă am menționat chestia asta sau am avut de gând să menționez. Ideea este că eu, întâmplător sau nu, mi-am dat licența tocmai pe problema aia din zona Cisjordaniei, Palestina, Fâșia Gaza și așa mai departe. Nu, problemele politice de acolo. Așa. Și am studiat destul de mult problemele astea și, mă rog, ce vreau să zic este că trebuie să înțelegem că tot ce înseamnă lumea arabă, chiar și Dubaiul, care este foarte deschis acum și e foarte popular și e foarte trendy să mergi să-ți cheltui banii acolo, este o altă lume și este o cultură și o civilizație diferită. Deci, hai să plecăm la premisa că lucrurile astea sunt diferite de ceea ce noi considerăm normal. Da? Normalul lor nu este echivalent cu normalul nostru. Tradițiile lor și obiceiurile lor nu sunt echivalente cu ale noastre. Și dacă nouă ni se pare că o femeie nu trebuie să ridice ochii în fața unui bărbat sau în fața oricui, vine dintr-un fond religios, poate, și chiar tradițional, extrem de profund, da? Pe care noi nu, poate nu-l înțelegem. Dar, în egală măsură, putem extrapola și la noi, dacă e să ne uităm la satele românești. Hai să facem o mică paralelă între ce povestește Suad, că se întâmpla în satul ăla, că, de exemplu, dacă nu te căsătorai până la o anumită vârstă, râdea tot satul de tine că ești șarmută, adică curvă. Sau dacă nu te comportai într-un anumit fel, râdea tot satul de tine. Sau dacă nu respectai anumite norme sociale ale satului, iarăși erai de râsul satului. Dacă extrapolăm toate lucrurile astea, și noi le-am făcut în România, da? Adică și noi le avem în identitatea satului nostru tradițional, le avem și noi, da? Pentru că și la noi, de exemplu, satul în sine sau strada sau nu știu, vecinele sau oricine, reprezintă o formă de control social și o formă de a te trage la răspundere și o formă de a te asocia unor, de a te alinia, pardon, unor norme nescrise ale societății în care trăiești, da? Și noi am trecut prin asta și noi avem satul nostru extrem de rigid, cu regulile lui foarte rigide, în care la fel, fetele tinere trebuiau să se mărite până la o anumită vârstă, că dacă nu erau considerate fete bătrâne și era ceva neregulă cu ele. Nu aveai voie să ieși neînsoțită nu știu ce, nu aveai voie să faci nu știu ce. Trebuia să îți cumperi anumite lucruri ca să vadă satul că îți permiți, ca să afișezi un anumit statut și așa mai departe. Foarte multe din lucrurile astea le regăsim și la noi în tradițiile noastre și în satul nostru și în cultura noastră. Bineînțeles, noi avem și influențe din partea asta Orientului și e firesc. Le regăsim și la noi și cumva, dacă vreți cumva să faceți o paralelă și să înțelegeți mai bine lumea aia, gândiți-vă la satul nostru ăla hiper-tradițional în care, uite, de exemplu, și pețitul miresei se făcea într-un anumit fel, adică poate nu era ca la ei că nu îți vedeai soțul până în ziua anunții, dar nici prea departe nu era, știți, pe vremuri, cam așa, și părinții se duceau și se înțelegeau și făceau înțelegeri
cu privire la zestrea miresei și așa mai departe și cine ce dă și așa mai departe. Niște lucruri din astea cu care putem să facem analogii, adică avem și noi în cultura noastră niște lucruri din astea cu care putem să facem analogii și ca să înțelegem mai bine perspectiva lor. Acum, despre cât este de tragică povestea în sine. Este tragică. Mă gândesc că o parte din cartea asta este și marketing, adică sunt conștientă, dar v-am zis, cunoscând și oameni care spun că au trăit excepțional sau au trăit bine sau nu au fost discriminați, n-au avut probleme în țările arabe, dar cunosc și oameni care au avut mari probleme ca femei și au avut chinuri cumplite de îndurat. Prin urmare, da, și acolo, într-adevăr, femeia asta este, da, femeia este văzută ca fiind stâlpul casei, să spunem așa. Ea este cea care este răspunzătoare de casă și de copii și de a aduce copiii pe lume, dar în egală măsură sunt foarte multe comunități, ca să nu zic state sau țări sau zone, unde femeia este pur și simplu un obiect. Adică încă există asemenea regiuni. Este clar că nu peste tot se întâmplă treaba asta și chiar și Suad la un moment dat specifică faptul că chiar acolo în Cisjordania, da? În satul lor erau foarte închistați oamenii, foarte închiși, erau ca într-un cerc închis, nu ieșeau și funcționau după niște reguli foarte stricte, pe când într-un oraș relativ apropiat de satul lor, în care ei se duceau și își vindeau marfa, femeile purtau fuste scurte, erau mult mai dezinvolte, erau libere pe stradă, adică și acolo exista această discrepanță dintre oamenii extrem de închistați și oamenii care aveau libertate. Și a trebuit să schimb bateria, dar revenind la ce voiam să zic. Mai trebuie luat în calcul un aspect în ceea ce privește, această carte și această poveste. Cartea a fost scrisă prin 2003, mi se pare, dacă am înțeles eu bine, a fost publicată în 2003 în Franța. La noi a apărut în 2017. Și nu știu unde am văzut, ori pe Goodreads, ori nu știu unde am văzut că povestea în sine este de prin 93 sau ceva de genul ăsta, cam așa prin perioada respectivă. Suad este născută în 57, undeva în jurul lui 57, zice ea, nu știe exact anul, dar cam pe acolo se estimează ea, cam în 57, ceea ce înseamnă că acum are aproape 70 de ani, că e câțiva ani mai mică ca mama. Deci se apropie de 70 de ani. Deci toate întâmplările astea s-au petrecut când ea avea undeva la 15, 16 până în 19 ani, să spunem așa, da? Sunt niște zeci de ani care au trecut și peste Orientul Mijlociu și peste țările din Orientul Mijlociu și cumva este firesc ca Orientul Mijlociu de acum 60 de ani, da? 50 și ceva de ani, să fi fost mult mai închistat și mult mai dur decât ăsta de acum, da? Iarăși, nu putem face comparația asta atât de directă între perioada respectivă de atunci și perioada de acum, că dacă ne uităm în urmă și noi, acum 55 de ani, cel puțin la țară, oamenii noștri erau foarte încuiați, da? Și aveau foarte mari probleme, tot așa, de gândire, de mentalitate, de lipsă de deschidere, de încerca să lipsă de viziune și așa mai departe, da? Deci faptul că sunt șocante lucrurile pe care le povestește ea aici cumva mie mi se par normale. Adică, iertați-mă, dar având în vedere ce am mai citit, cu ce am discutat cu oamenii și raportând, punând în context lucrurile și ducându-mă în perioada respectivă, cumva mie mi se par clare și cumva tind să cred că s-au întâmplat. Da, sunt de acord că există o mare doză de romanțare a poveștii și cumva de a o face să fie ceva mai romanțată, mai deosebită, dar asta nu înseamnă că nu sunt foarte mari șanse să se fi și întâmplat, da? Vorbim de 50 și ceva de ani în urmă, da? Și noi, în urmă cu 50 și ceva de ani în urmă, eram foarte înapoiați, dacă ne raportăm la zilele noastre, da? Pe lângă asta, aș mai vrea să subliniez un aspect. Odată că am zis de paralela pe care putem să facem cu satul nostru, ceea ce este foarte ok și putem să găsim elemente comune, dar să ne gândim că
Oricât ne considerăm noi de civilizați, de popor civilizat sau nu știu, de popor occidental în raport cu ei și în raport cu experiențele lui Suad și cu ce se întâmplă acolo, și la noi, să știți că nu stau lucrurile chiar așa roz dacă stăm să ne gândim. Adică noi încă avem probleme din astea cu femeia care aparține unui bărbat, cu femeia care trebuie să ceară voie să ducă undeva, cu femeia care trebuie să fie tot timpul ca un cățeleș după ea, cu ori cu bărbat, ori cu copilul după ea, da? Deci încă mai există și la noi, poate nu în orașele mari și poate nu în lumea asta super tehnologizată, dar încă există în România asemenea scenarii și credeți-mă că eu încă le văd aici, aproape de București, da? Și plus de asta, încă ideea că poți bate femeia, să ne aducem aminte, da? Că poți maltrata o femeie și că o poți bate la, după bunul tău plac, încă circulă în România și încă există ideea că femeia e proprietatea ta și poți să dispui după cum vrei de ea, încă circulă și la noi mentalitatea asta, adică nu suntem nici noi chiar așa ușă de biserică și nu ar trebui să ne șocheze atât de tare o carte de genul ăsta și brusc dintr-o dată să ni se pară că suntem sfinți. Da, sunt elemente care ne dau, care ne indică faptul că spre deosebire de femeile din perioada respectivă sau spre deosebire de ce se întâmplă în Iran acum, noi suntem norocoase ca femei că totuși avem posibilitatea de a alege și că totuși suntem într-o lume mai deschisă, dar în egală măsură avem și noi lacunele noastre. Și încă un lucru care mă sperie foarte tare, asta apropo și de educație și de nivelul de cultură care este din ce în ce mai descrescător, observ foarte multe din tendințele pe care le citesc aici în cartea asta, le observ la tinerii din noua generație, de ideea că nevastă mea e a mea, că eu dispun de ea, că eu pot să fac ce vreau cu ea, adică cumva în mintea ăstora care vin din urmă, pentru că nu au cultură, nu au educație și n-are cine să-i învețe și să le arate ceva mai bine și pentru că nici mamele lor, probabil, care n-au trăit prea bine, nu le spun, bă, nu e ok ca băiat, ca viitor bărbat să te comporți așa, încep să revină la mentalitățile astea. Pe mine mă sperie treaba asta, pentru că este destul de neplăcut, adică este destul de trist și destul de îngrijorător pe de altă parte, pentru că în 20 de ani înseamnă că ne îndreptăm către chestia aia. În loc să evoluăm, noi ne îndreptăm către chestia aia și arăt acolo că aici e cartea cu mine. Așa, ne îndreptăm către ceva ce găsim în cartea asta și n-ar fi tocmai ceva minunat pentru noi, să spunem așa. Iarăși, dacă ne uităm la faptul că în Statele Unite știți foarte bine că s-a adoptat legea aia prin care se interzice avortul și în jumătate din aproape din statele americane a și devenit lege federală, da? E o problemă, pentru că ne uităm la o țară civilizată. Numai departe de acum câteva săptămâni, Italia a propus un proiect de lege prin care fetusul de nu știu câte săptămâni să fie considerat persoană, prin urmare tot către interzicerea avortului se duce. Da? Sunt niște discuții din astea la nivel macro, vorbind de societate, pe care când le vezi îți dai seama că în loc să te ajute să evoluezi, te sperie. Și aici mi se pare că genul ăsta de cărți, fie ele și ficțiune, fie ele și distopice, fie ele și fantezii, ne pot ajuta, pentru că ne pot crea un exercițiu de imaginație, să ne dăm seama unde am putea ajunge ca mentalitate, ca conștiință generală, dacă continuăm pe un pattern din ăsta de gândire. Pe mine, v-am zis, nu prea mă încântă ideea, adică o lume în care începe să, adică hai să fim serioși, noi femeile, dacă e să vorbim despre independență feminină, noi suntem cam independente așa de adevăratele, în adevăratul sens al cuvântului, de prin anii 80 încoace. Nu vă imaginați că, de exemplu, nu știu dacă știți, dar în Statele Unite în anii 70, o femeie ca să aibă un card de credit în Statele Unite, nu vorbim de România, că în România era cu totul altă discuție în anii 70, în Statele Unite în anii 70, ca o femeie să aibă card de credit, nu exista ideea de a avea o femeie cardul ei de credit sau cardul ei de debit.
da? Trebuia să-i facă soțul pe numele lui card și să-i îl dea și să o împuternicească pe ea să scoată bani de pe cardul ăla, da? În anii 70 în Statele Unite. Prin urmare, nu stăm chiar roz la capitolul independență. Și în momentul în care vezi că înfloresc idei din astea de ia să avem noi grijă la femei și la cum se îmbracă ele pe stradă și la cu cine ies pe stradă și ia să nu le mai permitem să iei, că am mai auzit discuții de genul ăsta, că știi că femeile poate n-ar trebui să iasă pe stradă după o anumită oră, pardon, sau asta cu avorturile, iarăși e problematică situația și de aia totuși consider că genul ăsta de cărți sunt binevenite, că chiar dacă sunt ele mai dramatice, îți dau așa un duș rece și poate te pun să te gândești puțin. Bun, dar aici am divagat puțin și m-am dus în altă direcție pentru că, nu știu, cumva am zis, pentru mine subiectele astea sunt și sensibile și cumva mă și apasă așa, în fine. O să mai citesc în seara asta, dar mi-aș dori să mai citesc și ceva mai happy, că deja am început și tu și Kafka, nu v-am zis, dar am reînceput și Kafka. După ce am terminat cu Exorcistul, am început și Kafka. O să vă povestesc, să mai avansez cu Kafka, că am terminat primul capitol, și să mai avansez cu Kafka și vă povestesc și despre Kafka, că eu aveam o idee despre Kafka, despre procesul lui Kafka. Și, de fapt, cred că este altceva, dar încă nu sunt sigură și de aia să mai trec, să mai parcurg puțin din carte. Bun, cam atât pentru update-ul de astăzi, de miercuri, și vedem mâine ce Dumnezeu s-a mai întâmplat și povestim. Mă duc să mă demachiez, cam atât am mascara pe genele astea, că de-abia mai țin ochii deschiși. See you later! Ține-o, pita mea! Ține-o, porumbița mea frumoasă! Mușteți! E ce mușteți frumoase! Uite cât de frumos e ce pe capul tău. Ce-o gânge așa frumoasă? Doamne! Aici, poate pe aici? Pe aici? Pe aici? Așa! Ce bine! Scărbinați ce aici. Iară te zgâriat. Așa? Ce-a făcut tu, pușa mea mică? Pușa mea mică? Prințesa. Salutare, dragilor! Maria Antoinette, adică eu, și cu prințesa mea suntem aici pe poziție și am avut iarăși un moment din ăsta de tandrețe, pentru că mai nou, de când s-a răcit pe afară, avem în fiecare seară așa episodul nostru de tandrețe și ne iubim și ne mângâiem și suntem fetițe cu cuminci. Așa. Nu că n-ar fi cuminte în general, dar acum e extra cuminte și extra dulce și extra drăgălașă. Și am zis să facem update-ul pentru acest reading vlog din seara asta, care este o seară de vineri. Ieri nu v-am updatat pentru că n-am făcut decât să ascult procesul lui Kafka puțin și să mai citesc din SUAD. Am terminat SUAD. Și cu procesul lui Kafka am dat de azvârlita. Mulțumim, gata, m-a părăsit. Așa, să luăm în ordine. Procesul lui Kafka. Am dat de azvârlita cu cartea aia pentru că, în esență, am înțeles ce a vrut autorul de la cartea aia și am înțeles ce a vrut autorul să facă cu cartea aia. El a vrut un fel de distopie, să fie un fel de distopie, dar execuția în sine mi s-a părut atât de bizară și de, nu știu, fără cap și fără coadă, parcă nu se legau lucrurile, parcă nu se legau frazele între ele, parcă, știți cumva, aveam senzația că ar fi fost o tentativă de cântăreața cheală, dar pe un subiect mai grav și fără să fie amuzantă, că măcar cântăreața cheală a lui Eugen Ionescu e amuzantă, știți? Adică e vorba de teatrul absurdului și cumva și aici, parcă era o proză absurdului, dacă vreți, dar fără, nu știu, fără să se lege lucrurile, da? Adică am înțeles unde bătea, am înțeles ideea de bază, am înțeles ideea că vroia să sublinieze
ce poate face o societate excesiv de birocratică și excesiv de coruptă într-un stat. Așa, trebuia să ne imaginăm că este un stat oarecare, nu Germania. Și, nu știu, execuția, v-am zis, mi s-a părut ciudată. Mi s-a părut, nu știu, fără cap și fără coadă. Nu se legau frazele între ele, parcă n-avea sens. Da, și nu, n-am putut. Efectiv, n-am putut cu cartea aia și am lăsat o baltă. Dar a fost bine că am încercat măcar. Suad. Am terminat și Suad. O carte extrem de emoționantă din punctul meu de vedere și o carte extrem de care te atinge. Nici nu contează neapărat dacă este ficțiune sau este o carte de reală de memorii. Cum spun unii că, vai doamne, nu, de fapt nu e o carte de memorii, ci e ficțiune. Ideea de bază este că lucrurile astea se întâmplă, nu doar în statele islamice, ci, sau în statele musulmane, ci se întâmplă și la noi, de exemplu, discrepanța dintre orașele dezvoltate, putem să ne uităm și la noi, că discrepanța dintre orașele dezvoltate, vorbim de orașele mari ale țării și, nu știu, niște cătune, niște sate îndepărtate de undeva din Moldova sau din oricare zona țării care sunt izolate, este extrem de mare. Și atunci nu trebuie să ne gândim că lucrurile astea se întâmplă doar într-un stat musulman. Eu cred, v-am spus, eu cunosc persoane care au trăit experiențe de ambele părți, adică care au trăit și foarte bine și care au trăit și foarte rău în statele musulmane și da. E depinde de cum zona în care nimerești, depinde de persoanele pe care le întâlnești, depinde de foarte multe aspecte și ce este clar este că cel puțin în cazul musulmanilor, ceea ce înseamnă cutumă și ideea de a nu păta onoarea casei, a familiei și așa mai departe este foarte important. Adică astea sunt niște elemente, niște aspecte foarte importante la care oamenii aia țin foarte tare și lucrurile pot degenera foarte repede în momentul în care li se pare că aceste aspecte sunt încălcate pentru ei. Da, mi-a plăcut cartea destul de mult și este emoționantă, chiar am rămas așa azi noapte, am rămas cu niște chestii din cartea asta și pentru că m-a cutremurat așa și citeam niște pasaje care erau mai dark, ca să spunem așa, din carte. Azi noapte, nu știu, am visat mult azi noapte și visat o felul de chestii și ceva asociat și cu niște amintiri de ale mele și am făcut așa o salată în visele mele din toate lucrurile astea și la un moment dat m-am trezit și Woody dormea lângă mine pe partea asta, în stânga mea și m-am întors. Eu eram cu fața spre ea și m-am întors cu spatele spre ea și nu simțeam că nu mi-atinge plapuma, nu mi-ajunge pe spate și am tras plapuma de sub ea de nervi, așa, nu știu, dar eram foarte nervoasă de fapt în vis. Și sărăcuța s-a speriat, era să cadă din pat și după aia am luat-o și am calmat-o și am readormit. Chestia asta am făcut-o aproape inconștientă, deci eram pe trei sferturi adormită, dar țin minte că am tras plapuma de sub ea și i-am simțit așa surprinderea că și ea dormea buștean. Asta este foarte ciudat pentru că eu în general nu fac treaba asta, eu sunt capabilă să dorm așa, să dorm, nu știu, cu picioarele pe ăsta, să dorm, mi s-a întâmplat de foarte multe ori, să dorm în diagonală sau făcut așa ca un S, pentru că unul dormea într-o parte, celălalt dormea în cealaltă parte și trebuia să-i ocolesc cumva, știți? Da, Gemini încă nu este cu noi, să vedem dacă vine seara asta, dacă nu pe mâine dimineață vine. Și era foarte aiure. Și da, a fost foarte neobișnuit pentru mine să trag pătura de sub Woody și să o deranjez, să o trezesc așa brusc. Da, deci Suad. Mi-a plăcut destul de mult cartea asta și este destul de emoționantă și în cazul în care nu aveți idee despre ce înseamnă viața femeilor musulmane, eu cred că e o idee bună să citiți cartea asta și în egală măsură este o idee bună să citiți cartea asta, să înțelegeți că
Suntem destul de privilegiate și noi, deși nu chiar așa cum avem impresia, dar oricum suntem și noi destul de privilegiate. Evident, luați totul cu... filtrați totul, știți? Nu luați totul de bună. Nu, filtrați toate lucrurile astea și... eu știu că în general cam toate cărțile de memorii sunt cumva amplificate anumite trăiri, sunt cumva romanțate anumite lucruri, sunt cumva... șlefuite anumite povești special pentru a vinde, adică până la urma urmei este vorba și despre a vinde, cum vă spuneam și în despre cartea aia cu I'm Glad My Mom Died, că sunt conștientă că și acolo a fost foarte mult marketing băgat în cartea aia și se înțelege de ce și na, am acceptat, dar asta nu face puțin mai importantă povestea, ca și în cazul ăsta nu cred că este mai puțin importantă povestea. Dar e bine totuși să luați așa cu a grain of salt, cum se zic americanii. Bun, ce urmează după SWAT? Aveam nevoie urgent, astăzi avem nevoie urgent de ceva. Deci după Exorcistul, The Exorcist, după Kafka și după SWAT, aveam nevoie de ceva mai light sau ceva, nu știu, mai haios sau ceva mai altfel din alt registru. Și pentru că Neil Gaiman m-a cucerit complet cu Cartea Cimitirului, este absolut minunată Cartea Cimitirului, v-am povestit de ea, cred că în wrap-up-ul lunii octombrie, parcă. Deci m-a cucerit Neil Gaiman și mi-a plăcut la nebunie audiobook-ul ăla. Am mai căutat un audiobook și am găsit Neverwhere, care se pare că ar fi una din cărțile lui preferate pe care le-a scris. Neil Gaiman, am aflat eu între timp că a început să scrie cărți pentru, sau mă rog, scrie cu precădere cărți pentru copii, adolescenți și așa mai departe, din astea mai puierile, dacă vreți, dar mie nu mi se pare neapărat puierile și îmi plac, adică și sunt bune pentru a te destinde, sunt ușoare, sunt așa. Și am început Neverwhere, iarăși o carte despre care nu știu nimic. Cert este că e cu ceva fantasy, se întâmplă ceva. Că e o tipă acolo pe care o cheamă Dor, adică ușă, da? Și care poate să-și deschidă uși unde vrea ea, sau de, cu precădere unde vrea ea. Așa, aia este cartea audio pe care o voi asculta zilele astea și să vedem dacă weekendul ăsta voi reuși să dau gata și Ariadna, da. Pentru că la Book Club am discutat despre Arsă de Vie, care este cartea contemporană a lunii ăsteia, mare, am discutat despre cartea asta, a zis să mai extragem o carte contemporană și am a ieșit Ariadna de Jennifer Saint, așa, și care este o readaptare a mitologiei grecești. Sunt mai multe readaptări așa, și care, despre care nu știu nimic, iarăși. Place foarte tare că nu știu nimic. E bine, e puțin aiurea senzația asta că nu știi nimic, că trebuie să, ar trebui teoretic să spun ceva la cameră despre carte, dar nu știu nimic, sincer, nu știu. Știu doar că, na, după nume e readaptare a mitologiei grecești, de altfel scrie și aici, pe copertă. Coperta de altfel superbă, minunată, uitați-vă cât este de frumoasă coperta asta. Absolut superbă. Și da, nu știu nimic despre povestea originală, chiar nu știu cine a fost Ariadna. Eu cu ce înseamnă mitologia greacă sunt foarte la pământ, așa, pentru că n-am studiat nici la școală, v-am zis că n-am citit Iliada și Odiseea, n-am citit nimic de scris de Homer, n-am citit nimic și de aia nu, pentru mine tot ce mai știu eu așa din zeitățile astea grecești este pentru că pur și simplu m-am lovit de ele, nu știu, de-a lungul timpului și mi-au rămas în minte. Și m-a mai ajutat desenul animat, serialul ăla de desene animat cu Hercule. Cine și-aduce aminte de Hercules? Hercule, da, ăla simpatic, ăla m-a mai ajutat, dar în rest nu prea am eu mari așa, dar o să-mi revin, adică eu sunt convinsă că o să-mi revin. Cartea asta este destul de grosuță, adică vreo 400 și de pagini, și să vedem dacă reușesc să dau gata weekendul ăsta, azi fiind vineri, seară, sâmbătă, duminică, vedem, ha, mă pun pe treabă, mă apuc de citit și vorbim...
Mâine, bănuiesc că în seara asta nu mai avem ce să o discutăm. Hello, hello, dragilor, ce faceți? Tocmai ce m-am apucat de editat clipul ăsta, pentru că nu știu exact când o să vină în programul meu, să sperăm că o să vină cât mai curând. Mi-am dat seama că nu l-am încheiat și am zis să vin să-l închei, cum se cuvine, este luni seară. Și numai bine că se face o săptămână, pentru că am început vlogul marțea și până luna asta se face o săptămână completă. Și așa că pot să vin să pun așa o fundiță la finalul acestei săptămâni de citit și mi se pare mie că a fost o săptămână chiar productivă și chiar foarte interesantă. Și haideți să o luăm în ordine și să vă spun așa și un mic rezumat al cărților pe care le-am citit sau pe care le-am parcurs. Poate că ar fi fost drăguț să fac treaba asta la început, dar na, asta este, rămâne pentru final. Și o să începem cu The Exorcist, o carte scrisă undeva în anii 70, 73-76, undeva pe acolo. Inițial a fost o novelă publicată într-o revistă, după care, pentru că s-a bucurat de foarte mare succes această novelă, a fost transformată de către autor în roman horror. Și este și la ora actuală considerat unul dintre cele mai bune romane clasice horror, inspirat dintr-un caz real. Diferența dintre cazul real și carte este că în carte avem de-a face cu o fetiță, iar în că viața reală era vorba despre un băiat. Și despre ce este vorba? În The Exorcist este vorba despre... există două povești paralele până la un anumit punct. Intrăm puțin în povestea unui preot iezuit care ulterior va deveni și exorcist. Povestea principală a unei actrițe care are o fetiță. Ele stau în prezent în Georgetown, în Washington, pentru că mama ei, actrița, filmează ceva acolo și se dezvoltă niște pasiuni din astea destul de interesante, cum ar fi să se joace cu un Ouija board. Și apropo, ca paranteză, odată cu cartea asta am început să mă interesez de Ouija board și sunt din ce în ce mai creepy chestiile alea. Nu știu dacă sunt pe bune sau sunt niște fake-uri sau habar n-am, încă nu m-am lămurit, dar oricum sunt din ce în ce mai creepy în ochii mei. Nu că m-aș fi jucat vreodată cu așa ceva, no way, never ever, dar ca idee am început să fac un pic de research despre Ouija board și da, e, sunt creepy. Așa, și fetița ajunge să se joace cu acel Ouija board și de acolo ușor-ușor începe să aibă tot felul de deviații din astea de comportament, să se comporte din ce în ce mai ciudat. Mama ei observă că nu mai este ea aia, fetița ei drăguță și inocentă de până atunci și ușor-ușor se transformă până își dă seama că este posedată. Și aici intervine acel călugăr iezuit între timp care încearcă să rezolve problema. Ideea este că nici el nu credea că copilul este posedat. Mi s-a părut foarte interesantă abordarea lui ca preot, în sensul că el nu era convins, adică nu prea credea el în chestia asta cu posesia. El era și psihiatru la bază, se formase și ca psihiatru, nu numai ca preot și... era foarte convins că există o cauză și o explicație psihologică și psihiatrică în spatele schimbării de comportament și de altfel și mama copilei inițial așa crezut, mama fiind atee și neavând treabă cu biserica și neavând treabă cu nimic din sfera asta. Și atunci primul lucru pe care l-a făcut a fost să o ducă la doctor, să-i facă investigații și să vadă ce se întâmplă cu copilul. Și de aici încolo lucrurile se complică, adică în momentul în care intră și acest preot iezuit în peisaj, încep să se complice lucrurile și apar și niște crime, se întâmplă tot felul de lucruri. Cum vă ziceam la începutul clipului, romanul este grafic. În primul rând, dacă sunteți sensibili la toate chestiile astea legate de satanism și de nu știu, lucruri care vă jignesc pe fond religios foarte ușor, nu este pentru voi cartea, da? Pe urmă, sunt niște imagini și niște scene acolo destul de grafice care
Da, nu, cartea clar nu este pentru copii, să înțelegem, dar scenele alea și imaginile și vocea autorului, felul în care a fost, că practic audiobook-ul pe care l-am ascultat eu a fost narat de către autor, a făcut să fie foarte interesantă cartea. Nu știu dacă câte romane horror am citit eu, nu știu, eu cred că am romane horror, trecute ca fiind horror, care mie nu mi s-au părut horror, cred că ăsta este primul roman care mi se pare de adevăratele horror și chiar este bun. Vă spuneam că am văzut și documentarul legat de cazul real al copilului care a fost în... De pe urma căruia s-a inspirat autorul, o să vă las documentarul în descriere. Povestea este mult mai complexă și mai complicată decât în carte, evident, și lucrurile nu știu dacă s-au rezolvat neapărat ca în carte, dar cert este că e o carte bună. E o carte bună, i-am dat 5 stele și chiar mă bucur că am dat de ea și mai ales că am dat de ea fără să știu foarte multe lucruri despre ea. Apoi, avem Suad, cartea cred că despre care am vorbit cel mai mult, Suad, Arsă de Vie. O carte iarăși foarte interesantă din punctul meu de vedere, o carte despre femeile în lumea musulmană și asta este o carte pe care eu, fie că o credeți ficțiune sau o credeți reală, eu v-aș recomanda să o citiți ca să vă deschidă puțin orizonturile și ca să vă gândiți cam ce înseamnă lipsa de educație și către ce ar putea să ne ducă sau cum trăiesc unii oameni pe lumea asta și cum gândesc unii oameni pe lumea asta și cum este o carte care vă poate face să înțelegeți foarte ușor că că suntem diferiți, că avem viziuni diferite, că trăim, deși trăim pe același pământ, culturile noastre sunt foarte diferite și cu toate astea găsim elemente comune și în ceea ce înseamnă cultura și tradiția românească. Mi-a plăcut cartea, este o carte emoționantă, este o carte tristă, este o carte care te rupe pe din nou, efectiv. I-am dat 4 stele, tocmai pentru că nu știu exact, încă nu m-am decis dacă este reală sau nu poveste. Pentru mine a fost suficient de reală, adică din punctul meu de vedere este o carte care, sau o... Da, un roman autobiografic foarte ok și cred că e bine de citit. Apoi, Kafka. Nu am cărțile la mine, apropo. Kafka e aici, stați așa că e sub lumânarea asta de aici. Kafka e aici pe care v-am spus eu că am dat cu ea de azi vârlita, pentru că eu inițial aveam impresia că este o carte despre... Primul Război Mondial, despre, nu știu, situația, nu știu, aveam o impresie greșită despre cartea asta în orice caz. N-are neapărat legătură cu Primul Război Mondial și autorul încearcă să creeze un stat distopic, dacă vreți, în care vrea să arate cât de periculoase sunt anumite trăsături de comportament. Cum ar fi lăcomia omului, cum ar fi dorința de putere al omului, cum ar fi... abuzul, da? Când ai putere, când ești dispus să faci abuzuri și așa mai departe. Pe lângă asta vrea să arate cât de toxic poate să fie un stat excesiv de birocratic. Practic este povestea unui om, cred că Joseph Kay se numește, care într-o dimineață se trezește că este arestat, fără să-i se spună care sunt, pentru ce este acuzat, nu îi se spune pentru ce este acuzat, ci doar că este arestat și să nu pună întrebări. Și orice tentativă a lui de a afla cu ce a greșit ca să fie arestat, este văzută ca fiind o atitudine din asta prin care se răzvrătește, prin care nu vrea să se supună, prin care vrea să fie rău, prin care vrea să se opună sistemului și nu vrea să accepte ceea ce îi se spune. Ori nu prea ai cum să accepti din moment ce nu știi efectiv ce ți se întâmplă. Că și arestul în sine nu este un arest clasic, adică te ia și te duci într-o celulă sau ești arestat la domiciliu și stai acolo și nu te poți mișca. Nu, ești arestat, dar în egală măsură te poți duce la serviciu, trebuie să-ți îndeplinești atribuțiile la serviciu și te poți duce în altă parte. Ba, din contră, ești obligat în fiecare săptămână să te prezinți la audieri. Ei, până aici am înțeles toate aspectele astea și am înțeles unde vrea să bată autorul. Problema mea a fost cu execuția, cum spuneam, la cartea asta, pentru că mi s-a părut atât de dezlânată.
Am avut senzația cumva că a vrut să fie un fel de George Orwell Kafka aici, dar nu prea a ieșit. Pentru că, efectiv, aveam senzația că nu se leagă frazele între ele, adică nu comunică. La un moment dat, vă ziceam de faptul că omul ăsta trebuia să se ducă să se prezinte la audieri. La un moment dat se duce la audieri și audierile se țineau într-un complex de blocuri cu apartamente ale unor oameni, care apartamente erau eliberate de mobilă și toate cele pe timpul audierilor, după care astea reveneau la normal. Ok, și aici vrea să arate absurditatea statului și aparatului de stat și până unde poate să ajungă și cum oamenii nu mai au niciun pic de libertate. Înțeleg și aspectul ăsta. Dar, efectiv, erau dialog din ăla fără niciun pic de sens. La un moment dat, la o audiere din asta, dă de o tipă acolo și ea tot încerca să se culce cu el, adică tot îi transmitea că ar vrea să se culce cu el și ăsta la altul era pe altă planetă, bădea în altă direcție, adică el era cu ale lui. Și era așa o chestie din asta, fără sens, fără cap și fără coadă. Efectiv nu se lega, am avut senzația că nu s-a legat nimic. Spuneți-mi și voi dacă ați înțeles mai multe decât mine și dacă vouă vi s-a părut că se leagă frazele, mie nu. Și de-aia am dat cu ea de azvârlita, deci i-am dat astea. Și ce am mai avut? M-am mai apucat și de Neverwhere al lui Neil Gaiman. Tot așa un audiobook citit tot de Neil Gaiman. Este absolut minunat omul ăla. Cred că foarte repede devine unul din autorii mei preferați pentru că îmi place foarte, foarte tare cum citește și cum le dă viață. Efectiv dă viață personajelor. Adică citește pe voci, citește cu intonație specifică pentru fiecare. Se oprește, se potignește, adică efectiv dă, nu este un audiobook din ala clasic care curge așa, știți, fără cap și fără coadă, ci pur și simplu e o poveste, era cum este audiobook-urile citite de el, sunt efectiv cum era teatrul radiofonic pe vremea când eram noi copii, așa este, de asta mi-aduce aminte și îmi place foarte tare. Am ajuns cam pe la jumătatea cărții, n-am terminat-o pentru că ieri și alaltă ieri n-am citit foarte mult, am fost foarte puturoasă, ieri n-a fost cea mai grozavă zi a mea, adică duminica, da, deci duminicile la mine ori sunt pulbere, ori sunt lente, adică nu fac nimic, zac, așa, din una, două. Așa, și n-a fost o zi tocmai grozavă, dar anyway, mi-a revenit, suntem bine, și citește foarte frumos și recită foarte frumos cartea aia și îmi place foarte tare. Da, este vorba despre o puștoaică, mă rog, despre o lume magică. Gândiți-vă cumva la Harry Potter, o lume în care există o lume din asta magică paralelă cu lumea noastră și cumva un om oarecare începe să se infiltreze în lumea aia magică. Adică nu că se infiltrează el cu bună știință, ci cumva este târât în lumea aia magică din greșeală sau pentru că el e prea drăguț. Dar o să vă spun când o termin, o să vă povestesc mai mult în wrap-up-ul lunii noiembrie despre cartea asta, dar îmi place. Îmi place, îmi place, îmi place. Nu știu dacă este la noi publicată. Aia cu cartea cimitirului, The Graveyard Book, este la noi. M-ați lămurit că este. Asta nu știu dacă este la noi. Am căutat-o, adică așa. Și Ariadna. Că vă ziceam că nu știu de Ariadna. Nu știu nimic. După aia mi-am adus aminte de regele Milos și Minotaurul și cu labirintul. După aia mi-am adus aminte după ce am închis camera și de firul Ariadnei. Da, încă nu sunt eu foarte familiarizată cu toate poveștile din Grecia Antică, dar ce îmi place la cartea asta este că ea, din legendele Olimpului, ia povești și povestioare din legendele Olimpului și le repovestește cumva și le pune și pentru mine este bine că n-am citit nici legendele Olimpului, ba chiar am legendele Olimpului aici în casă, dar e un scris atât de mărunt că nu pot să-l citesc, am zis că am renunțat la ideea de a citi de pe carte, aia trebuie să-mi cumpăr un volum cu un scris ceva mai decent. Dar îmi place, îmi place, îmi place tot ce ține de mitologia greacă și mai ales pentru că eu nu știu foarte multe despre aia, mitologia greacă și m-am zis că sursele mele de informare sunt relativ din sfera de Disney, ca să zic așa. Apropo, în serialul cu Hercule trebuie să recunoașteți că Hades este foarte simpatic. Recunoașteți că este foarte simpatic. Este mai simpatic decât Zeus. Cine a văzut serialul, apropo, spuneți-mi.
Și dacă v-a plăcut, că mie mi-a plăcut foarte tare serialul ăla. Și da, îmi place până acum cartea, îmi place cum decurge. Nu o să vă zic mai multe, dacă vă dați seama, dacă vă am zis de firul Adrianei și de regele din Milos și de labirint, că vă puteți da și voi seama cam despre ce este vorba, tot despre astea. Așa. Uite, despre exemplu, o poveste pe care nu știam chiar deloc era povestea lui Orion, adică a Vărsătorului. Vărsătorul de pe constelația Vărsătorului. Foarte interesant. Adică cum ce legendă aveau ei în legătură cu Vărsătorul de pe cer. Da, foarte interesant și multe altele. Da, cam atâta. Închei vlogul ăsta cu cărțile astea. Putem declara că în ciuda lucrurilor care au fost behind the scenes, a fost o săptămână productivă în materie de lecturi, lecturi bune. Spuneți-mi dacă ați citit și voi cărțile astea sau ce citiți în momentul de față și ce recomandări de cărți aveți, ce aveți în minte, un plan să citiți pentru zilele, săptămânile viitoare, că poate se mai liniștesc lucrurile acum că odată cu venirea iernii. Și nu uitați să dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut, să vă abonați, că mă ajută super mult dacă vă abonați și dacă sunteți activi la clipuri. Veniți și pe Instagram, că vă țin la curent cu situația clipurilor, cu ce postez, cum postez și așa mai departe. Discut și acolo foarte mult cu voi. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!